Bine v-am regăsit, prieteni dragi! Cum vă simțiți? Sper că sunteți cu toții bine. Vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit! Și vă mulțumesc și pentru mesajele voastre frumoase, dragii mei. Într-adevăr, sunt foarte încântată de mesajele voastre, să dea Domnul să fie totul bine. Așa, alegeți-vă ceașca, numărul 1 sau numărul 2 și vom vedea ce ne va spune ceștele noastre pe următoarele zile. Să dea Domnul să fie totul bine, dragii mei. Și dacă nu ești abonat, nu uitați să vă abonați, deschideți clopoțelul ca să fiți la curent de toate videourile pe care le fac pentru voi și dacă v-ați ales ceașca, să vedem ce ne va spune ceștele noastre pe următorul timp. Vom începe cu prima ceașcă. Să vedem ce ne va spune prima ceașcă. S-a deschis cam greu, să știți, dragii mei. Asta este prima ceașcă, vă arăt și vouă ca să vedeți. Și uitați, vă duc cum am deschis. Aici sunt două persoane, dragii mei. Este un mire și o mireasă, să știți. Această mireasă, să știți că iese din casa voastră. Această mireasă pleacă cu tot norocul ei, să știți, pentru că, uitați-vă, va avea foarte mult noroc, pentru că în mâinile ei are un pahar deschis, un pahar alb. Să știți că va pleca cu tot norocul ei din casa ei. Să știți că va avea o căsnicie foarte fericită și foarte bucuroasă, să știți. Asta poate să fie și fiica voastră, poate să fiți și voi. Asta mă refer la persoanele care sunteți necăsătorite, să știți că care sunteți pe drum de căsătorie sau pe drum de cununie, să știți că o să aveți o căsătorie foarte frumoasă, dragii mei, pentru că în fața voastră, uitați-vă, voi țineți norocul vostru în mâinile voastre, o să aveți într-adevăr noroc în următoare, când o să vă căsătoriți. O să aveți o căsătorie foarte frumoasă, să știți. Aici mai văd încă două persoane, dragii mei, să știți. Dar aceste persoane, să știți că este o familie, este căsătorită. Să știți că persoanele care sunteți căsătorite, în casa voastră vine o veste foarte mare, să știți. Pentru că aici văd un vultur. După această veste, să știți că o să luați puteri, o să primiți puteri, să știți, dragii mei. Într-adevăr, o să fiți foarte fericiți de această veste, pentru că această veste o așteptați de mult timp. Persoanele care sunteți cu litera L, să știți că aceste persoane, bărbat, femeie, nu importă, să știți, veți primi o veste foarte bună, să știți. Aici mai văd un bărbat în casa voastră, dragii mei, care acest bărbat, să știți că toată vremea vă face neplăceri în casa voastră. Aveți neînțelegeri din cauza acestui bărbat. Chiar văd că acest bărbat vă chiar și bate, să știți, într-adevăr, este un bărbat slab, înalt și acest bărbat toată vremea pleacă afară. Are și prieteni de bar, mai știu eu, de care bea prea mult cu acest bărbat, cu acest prieten, bea prea mult și vine acasă și când vine acasă, într-adevăr, scoate scandaluri și chiar și vă bate, să știți, dragii mei, că aici văd cum dă cu pumnul în voi, să știți, cu părere de rău, asta mi se arată. Aici văd că unii o să aveți, așa cum să zic, aici a ieșit un împărat. Să știți că până la urmă, ce înseamnă asta, veți avea niște lucruri la o ușă de stat. Poate să fie judecată, poate să fie altceva, un pasaport trebuie să faceți sau un buletin trebuie să-l schimbați. Sau faceți niște acte de a pleca undeva, dar aici văd o ușă de stat. Să știți că la ușa de stat veți avea, cum să zic, lucruri de rezolvat. Și să știți că o să reușiți, dragii mei. Aceste persoane care au la ușa de stat sunt așa, nici înalte, nici josuțe, dar așa puțin plinuțe, să știți. Voi, dar până la urmă să știți că o să reușiți să rezolvați problemele acestea cu acte, pentru că văd chiar în spatele vostru un noroc. Să știți că o să vă meargă bine cu aceste acte, dar încă aveți de chinuit, încă mergeți spre drum cu aceste acte, de aia încă sunteți în așteptare, să știți, dragii mei. Cei care nu sunteți căsătoriți și nu aveți relație, să știți că în următorul timp o să intrați într-o relație, dragii mei, pentru că aici văd o inimă deschisă. Și să știți că o să faceți cunoștință, bărbat, femeie, nu importă, o să intrați într-o relație cu un bărbat sau femeie aici, pentru că această relație, într-adevăr, este foarte frumoasă, mi se arată.
Aici văd o pungă deschisă, dragii mei, fiți atenți. În următorul timp o să cheltuiți foarte mulți bani. Acești bani poate să se ducă pe facturi, poate, dar văd că prea mulți bani cheltuiți, într-adevăr. Savurați banii în stânga și în dreapta, să știți. Cei banii pe care i-ați adunat mult timp pentru ca să rezolvați niște lucruri, să știți, persoanele care sunteți cu litera S, U și T, să știți că aceste persoane veți cheltui foarte mulți bani. Zodia, cei care sunteți din Zodia Taur și Zodia Fecioară, să știți că acum sunteți în greutăți, de parcă aveți așa greutăți financiare, dar să știți că până la urmă o să se rezolve totul, pentru că aici văd că țineți în mâinile voastre norocul. Poate să fie o oră, poate să fie o săptămână, dar până la sfârșit o să vă rezolvați problemele care le aveți financiare, că văd că Zodia Taur și Zodia Fecioară acum au probleme financiare și într-adevăr sunt foarte agitați din cauza aceasta, dar până la urmă o să reușiți. Veți vărsa foarte multe lacrimi de fericire, dragii mei, pentru că aici văd o coroană și lacrimi de fericire. Ce înseamnă asta? Să știți că o să faceți un lucru și acel lucru o să fie cu reușită, să știți. O să reușiți în viața voastră să rezolvați toate problemele, dar pentru că a rămas foarte puțin timp, că îmbrăcați acea coroană și o să vă meargă bine, să știți, dragii mei. Să văd ce mai este aici. Văd că veți face un drum. Acest drum este scurt. Poate să fie că vă duceți la muncă, veniți, vă duceți, veniți, dar vă văd foarte obosiți. Vă văd că deja v-ați, așa, vi s-a înnegrit înăuntru la acest loc de muncă. Vă duceți fără ca să doriți. Fără ca să vreți, vă duceți la locul acest de muncă, pentru că deja acest loc de muncă nu vă place, nu vă pasă de acest loc de muncă, să știți, dar vă duceți de nevoie pentru că aveți nevoie de bani, să știți. Gândiți-vă la o dorință, să vedem dorința ce o să ne spună. Greutățile, să știți că pleacă de la voi, se duc. Să vedem, să curgă bine, să vedem ce ne va spune. Dorința voastră încă este în așteptare, dar uitați-vă, aici sunteți două persoane. Să știți că deja în casa voastră a început să răsară luna, a început să fie mai binișor, dar încă văd certuri, necazuri și supărări în casa voastră, dragii mei, până când încă este așa, cu părere de rău, încă aveți greutăți în casa voastră, să știți. Să vedem a doua ceașcă ce o să ne spună. A doua ceașcă, dragii mei, vă arăt. Dar aici, în a doua ceașcă, văd că aveți iarăși prea mulți ochi, dragii mei, deasupra voastră. Mai ales femeile care sunteți blonde și cu ochi albaștri, luați prea repede ochiul de deasupra voastră, într-adevăr, pentru că durerile de cap, durerile de spate, durerile de picioare, să știți că acesta este semnul de ochi, dragii mei, când aveți așa simptome. Dureri de picioare, dureri de cap, dureri de spate, deja de parcă vă pasă o piatră în spate, să știți că asta este totul de ochi și descântați-vă cât mai des, pentru că când o să vă descântați, o să fiți și mai bine. Aici văd femeile blonde cu părul lung și ochi albaștri, să știți că foarte repede prindeți de ochiul de deasupra voastră, pentru că, într-adevăr, blondele și cu ochii albaștri sunteți mai, cum să zic, mai repede primiți de ochiul decât femeile brunete, să știți. Aici văd o steluță, dragii mei. Cei care sunteți cu litera A, T, C, să știți că în viața voastră, în următorul timp, o să vă strălucească steluța. Pentru că aici este și steluță și săgeți, să știți că în următorul timp, unde vei pleca, ce lucru vei face, la ce ușă vei bate, poate să fie la locul de muncă, poate să fie în casa ta, să știți, o să vă meargă totul pe roate, o să vă strălucească steaua, o să vă meargă bine. Cei care sunteți în zodia Gemeni, vreau să vă zic că o să trăiți o puțină ceartă în casa voastră
din cauza geloziei, mă refer la persoanele care au pereche. Să știți că o să trăiți o ceartă între parteneri, dar să știți că o să vă împăcați repede, o să fie așa din cauza unei gelozii, o să vă certați puțin, dragii mei, să știți. Pentru că asta mi se arată, să știți. Aici văd litera I și litera Ș, mi se arată litera Ș și litera I. Să știți că o să aveți multe drumuri, dragii mei. O să primiți multe vești. O să vărsați lacrimi de bucurie. O să vă salte inima de bucurie. Să știți că în fața voastră sunt foarte multe uși deschise. În calea voastră se deschid toate ușile care au fost în trecut închise, să știți. Cele ușe închise care au fost în trecut, deja în fața voastră, se deschid și veți rezolva toate problemele pe care le aveți, să știți, în viața voastră, în trecut ce nu ați rezolvat, în viitor o să rezolvați, să știți. Aici văd o cruce, dragii mei, și în jurul acestei cruci sunt multe litere de T. Să știți că în următorul timp o să auziți o persoană care decedează. Cei care sunteți cu litera T veți auzi o veste că din jurul vostru o să decedeze cineva, pentru că aici văd așa o cruce și între acea cruce sunt multe litere de T. Bărbat, femeie, nu importă, să știți că o să auziți o veste că cineva a decedat. Poate să fie din rudele voastre, poate să fie din casa voastră, poate să fie, dar o să auziți o veste că cineva a decedat, să știți. Cu părere de rău, eu sunt nevoită să vă spun ce. Aici văd o pereche de ochelari. Persoanele care purtați ochelari, fiți atenți, pentru că, într-adevăr, aveți prea multe dureri de ochi și chiar nici noaptea nu puteți vedea. Chiar când citiți un ziar, tot așa nu puteți vedea. Fiți atenți, pentru că, într-adevăr, în următorul timp, ochii voștri poate să se strice și mai tare, pentru că Zodia Rac, persoanele care sunteți în Zodia Rac și purtați ochelari, fiți atenți, pentru că în următorul timp, din cauza nopților nedormite, din cauza că lucrați foarte mult la computator, mai știu eu la ce muncă lucrați, o să vi se strice mai mult vederea. Fiți atenți în următorul timp. Văd aici la multe persoane, să știți că o să vi se deschidă ușa, o să vi se deschidă ușa norocului. Într-adevăr, multe persoane ați suferit în trecut, chiar și acum suferiți, dar până la urmă să știți că se deschide acea ușă. Cei care sunteți singuri, puteți să vă găsiți perechea. Cei care aveți probleme financiare, să știți că în următorul timp o să se rezolve. 3 săptămâni sau 3 luni, să știți că a rămas foarte puțin timp ca să reușiți să vă rezolvați toate problemele. Aici mai văd așa o femeie plinuță, dar să știți că această femeie văd de parcă în trecut i-a decedat soțul și acest soț de când a decedat, într-adevăr, cum să zic, îi merge foarte greu. Îi merge greu și financiar, îi merge greu și în viață, pentru că când era acel bărbat lângă ea, cât de puțin, cum să zic, acest bărbat a decedat cu 3 ani în urmă sau 3 luni în urmă, să știți, pentru că când era acest bărbat lângă această femeie, îi era mai ușor. Dar de când a decedat soțul ei sau prietenul ei, mai știu, poate să fie și fratele ei, de atunci îi este foarte greu, chiar și financiar, chiar și în viață, chiar și sufletește, să știți că într-adevăr, pentru că aici văd și un strugure, plânge toată vremea după acest bărbat, îi pare rău după acest bărbat și chiar și noaptea când pune capul pe pernă, plânge foarte mult, să știți. Îi pare foarte rău, într-adevăr, că acest bărbat a plecat. Dar să știți, vreau să vă zic că în ceașcă văd un îngeraș mic, dragii mei. Să știți că acest înger toată vremea vă păzește de rele, toată vremea vă urmărește pe voi, să știți. Și vă apără de toate relele, dragii mei, să știți asta. Fiți calmi, pentru că, cum am zis, în ceașcă numărul 2 a ieșit îngeraș și chiar aveți înger păzitor. Cei care sunteți în zodia săgetător și voi să fiți atenți, pentru că și voi o să trăiți o ceartă, poate să fie cu prietenii voștri, poate să fie în familia voastră, dar o să trăiți o ceartă
cum am zis, chiar și pe drum, chiar și la locul de muncă, chiar și în casă, fiți atenți, stați, cum vă întâlniți cu așa ceartă, stați departe de acea ceartă, pentru că dacă nu o să stați departe, tot voi o să suferiți, să știți. Gândiți-vă la o dorință, să vedem dorința, ce ne va spune, două dorințe a ieșit. Dorința voastră este, se va împlini, dar cam greu, să știți, dragii mei. Uitați-vă, aici a ieșit o mașină, dragii mei. Văd că unii din voi doriți să vindeți o mașină sau să cumpărați o mașină, să știți că o să reușiți. Acea mașină va intra în casa voastră, să știți, pentru că de mult timp faceți adunări de bani pentru această mașină și până la urmă o să o cumpărați, să știți. Până la urmă o să fiți, cum să zic, voi șoferul la această mașină. Cum? Uitați-vă, aici a ieșit un picior. Să știți că scăpați de toate greutățile financiare, pentru că deja această cizmă ați scos-o din piciorul vostru. Să știți că veți scăpa. Uitați-vă ce bine a ieșit o cizmă. Să știți că o să scăpați de greutățile financiare, de greutățile din casa voastră pe care le aveți. Să știți că o să reușiți și o să vă fie și mai bine, dragii mei. Așa, scumpii mei, asta au fost ceștile noastre. Sper să fie pe înțeles. Aveți grijă de voi, Domnul să vă aibă în paza Lui. Eu vă iubesc, ne întâlnim în următorul video, dragii mei, să știți. Într-adevăr, vă stimez cu toată inima. Aveți grijă de voi, ne întâlnim în următorul video. La revedere!